Hei, salutare! Sunt Ionel, de la Apicines, Apicultura din România Live. În urma unor discuții și sugestii a unor colegi care doresc să afle mai multe informații, dincolo de informații utile găsite pe canalul nostru de la Apicultura din România Live, au dorit să afle și de pe alte canale care sunt în altă limbă discutate și prezentate acele videoclipuri. Și astăzi vom face un mic tutorial în a înțelege și a învăța cum să traducem automat de pe YouTube acele subtitrări. Și haideți să vedem cum se face lucrul acesta. Am ales pentru dumneavoastră astăzi canalul Dulcofruct, unde au prezentate câteva filmulețe și în altă limbă. Așa că îi dăm drumul. Da. După ce am deschis canalul, o să-l setăm pe pauză și mergem la setări. Aici, în butonul acesta, avem butonul care ne comandă sau ne dezactivează subtitrarea. După ce am activat subtitrarea, vedem pe fondul acela negru, mergem și verificăm subtitrarea. Ea există și este în engleză și este tradusă automat în engleză. Noi vom merge din traducere în engleză, vom seta traducerea automată. Ne sugerează limba pe care noi o dorim să o folosim în traducere. Da? Poate fi oricare de aici și sunt foarte multe limbi propuse de către YouTube. Mergem la română. După ce am setat-o română, avem ocazia să avem o subtitrare directă română. Și uitați cum funcționează. Continuous studies on bee nutrition through the direct involvement of Dr. Popovici, the E foarte simplu. Așa că oricare dintre noastre poate face. Dincolo de treaba aceasta, vă sugerez să vă abonați. Să vă abonați la canalul Dulcofruct, au informații utile legate de nutriția albinei. De asemenea, produsele sunt produse care merită recomandate. Puteți bifa după ce v-ați abonat butonul de a primi notificări, acest clopoțel, da? Și a distribui acele filmulețe care vă interesează. Acum, cei care doresc să afle mai multe lucruri despre și a arunca un ochi în zona de viață privată, aveți ocazia pe canalul de Apicines, aveți datele necesare, atât pentru contact, da? Adresa de mail, blogul pe care îl avem în dezvoltare, Ionel Nistor Blog, da. Nu uitați să vă abonați, să share-uiți, să dați mai departe. Aici, pe acest canal secundar, vom expune aspecte din viața noastră personală, preocupări, frământări, opinii despre piață, despre viața din România, despre procesul de integrare într-o comunitate franceză și tot ce va fi. Plus ce va fi acolo, relații, cunoștințe și toate celelalte. Dincolo de acest blog, sunt lucruri în care ne puteți urmări atât pe Instagram, ne puteți urma, follow-i, și nu uitați faptul că este și posibilitatea celor care vor să susțină mai mult decât un comentariu sau un telefon, posibilitatea de a susține prin sponsorizare sau, mă rog, a fi patroni ai canalului. Patreon ne asigură infrastructura. Mulțumesc celor care de fiecare dată veniți în întâmpinarea noastră cu comentarii, cu recenzii, cu sugestii, cu încurajări și mulțumesc de susținerea aceasta celor care fac lucrul acesta. Nu uitați, distribuiți, share-uiți, abonați-vă și fiți alături de noi în continuare. Contează să avem un feedback de la dumneavoastră. La revedere!